Reprezentanții filialei Ieșene a Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar au anunțat că susțin inițiativa FSLI privind urgentarea aprobării proiectului de lege care vizează măsuri de protecție pentru personalul didactic. Reprezentanții profesorilor ieșeni sunt nemulțumiți de faptul că există un dezechilibru evident în ceea ce privește drepturile și obligațiile cadrelor didactice în raport cu toți actorii din societate care sunt implicați în actul educațional. Este evident pentru toată lumea și în special pentru angajații din învățământul preuniversitar, cu referire directe la cadrele didactice, că vorbim de o atmosferă uneori tensionată, vulnerabilă, și care se manifestă printr-o serie de acțiuni de agresivitate verbală sau chiar fizică la adresa profesorilor. Evident că această lege care este în Parlamentul României ar putea ajuta, nu ar fi poate soluția, să zicem, perfectă, dar este un pas înainte pentru a reuși să punem totuși o zonă de protecție legală în calea acestor agresiuni de care vă spuneam. Liderul USLIP Iași a declarat totodată că, din punct de vedere juridic, există sancțiuni grave pentru profesorii care încalcă legea, sancțiuni similare cu cele ale funcționarilor publici. Pe de altă parte, să nu uităm, în anul 2017, printr-o decizie a Înaltei Curți de Justiție și Casație, este vorba despre decizia numărul 8 din anul 2017, profesorii au fost asimilați ca și funcționarii publici în sfera penală. Prin urmare, considerăm, după principiul pera contrario, că dacă avem obligații maxime în sfera penală, evident că logica ar fi să avem și drepturi în acea zonă, la zona penalului. USLIP Iași consideră că inițiativa susținută de FSLI este una fundamentală și legitimă, prin care se încearcă restabilirea echilibrului dintre angajații din învățământul preuniversitar și societate.